Despre aceste subiecte discutăm în cele ce urmează cu ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi. Bună seara, domnule ministru! Bună seara tuturor și vă mulțumesc mult pentru invitație. Eu vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Domnule ministru, vorbim despre pensiile speciale. Acum, un proiect cu finalizare în anul 2043, adică peste 20 de ani, cu mai multe derogări din ce am văzut, și vedem că este o promisiune pe care ați făcut-o față de români, aceea eliminării pensiilor speciale. Vă întreb dacă în aceste condiții, în opinia dumneavoastră, v-ați respectat promisiunea. Trebuie citit acest proiect cu mare atenție și să nu ne bazăm doar pe opinia unora care atunci când au fost la guvernare n-au făcut absolut nimic, dar absolut nimic. Pentru că, într-adevăr, ce s-a întâmplat până acum au fost unele exagere. Într-adevăr, nu se poate să ai pensie mai mare decât venitul avut în activitate. Într-adevăr, nu se pot avea perioade asimilate foarte, foarte mari și să lucrezi într-un sistem mai puțin decât ar putea, decât cei 25 de ani, de exemplu. S-au schimbat multe din perioadele care, la care se raportau veniturile. Însă, nici nu poți să repari un rău care s-a întâmplat ani de zile pe anumite aspecte cu un alt rău. De aia există această etapizare de intrare în vigoare a unor condiții, când mă refer de creșterea vechimii, care va crește până spre 25 de ani, deci depășim acea recomandare de cel puțin stagiu minim din sistemul public de 15 ani. Dacă vorbim de creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani, așa cum este în tot sistemul public, dar avem o creștere etapizată exact pentru a nu bulversa sistemele și pentru a nu face mai mult rău, știți, câteodată binele este dușmanul binelui. Și repet, eu cred că nu trebuie să repetăm un rău, să reparăm un rău cu un alt rău. Și acum, dacă vorbim în continuare de ce prevede această lege, nu vor mai exista niciodată, cât această lege va fi în funcțiune, nicio pensie să fie mai mare ca salariul. Deci, până la urmă, când te referi și când te gândești la o reformă, trebuie să vorbești de principii, nu neapărat să te duci repede pe cifre, să vezi care e imediata chestiune și să faci din ea o comunicare publică emoțională. Eu prefer să fac o comunicare publică reală și să spunem aceste lucruri care se întâmplă în această lege. Domnule ministru, în opinia dumneavoastră, care este impactul? Care vor fi economiile făcute la buget din momentul în care această lege va intra în vigoare? Eu nu am acum raportul Băncii Mondiale în față. Știți foarte bine că am plecat în seara asta din țară într-o delegație la Chișinău. Am răspuns din respect. Însă impactul este în curba pe grafic realizată prin studiul Băncii Mondiale este în scădere spre convergență cu sistemul public de pensii. Pentru că la asta ne raportăm ca să fie calculul făcut pentru întreaga perioadă în care s-a lucrat în sistemul respectiv și mai ales vârsta de pensionare și posibilitatea de a nu abuza legal de anumite sisteme. Domnule ministru, în aceste momente avem o informație pe surse referitoare la faptul că mâine va avea loc o ședință la Curtea Supremă, în Alta Curte de Casație și Justiție, în urma căreia se va stabili ca această lege a pensiilor speciale să fie atacată la Curtea Constituțională. Ce veți face ulterior? Nu este nimic ilegal și neconstituțional în ceea ce mi-ați spus acum. Vom răspunde solicitărilor, cu fiecare trebuie să trimitem solicitări atunci când există un astfel de atac, voi colabora cu toți miniștrii de resort care au în coordonare astfel de indemnizații și pensii stabilite și plătite în baza unor legi speciale, vom răspunde curții de conturi și așa cum este normal, vom lua în calcul clar respectarea Constituției și respectarea deciziei curții constituționale. Ce se întâmplă dacă CCR declară neconstituțională această lege a pensiilor speciale pe care ați adoptat-o azi? Oricare ar fi decizia CCR, știți foarte bine că este însoțită de o motivare și vom proceda exact ca atare. Constituția și legile țării trebuie respectate în orice condiții. Dar consecințele care ar putea fi, domnule ministru? Să ajungem acolo. Jalonul
Și eu cred că Marcel Ciolacu aici a fost premierul României, a fost extrem de clar și o spune de câtva timp. Într-un fel sau altul, jalonul va fi îndeplinit și reforma va fi făcută. România nu va pierde acești bani atât de necesari dezvoltării noastre ca țară în continuare. Domnule ministru, aș vrea să vorbim puțin despre cumulul pensie-salariu. Am văzut astăzi că sunt mai multe excepții, excepție făcând cei de la BNR, ASF, ANRE, Curtea de Conturi și mai sunt. Dacă o lege se aplică pentru toată lumea, domnule ministru, de ce se fac excepții? Eu nu știu de ceea ce îmi spuneți dumneavoastră de aceste efecte. Am auzit și eu de amendamentele din Comisia pentru Muncă. Eu n-am participat la acea ședință, însă ce pot să vă spun și să discut despre mandatele care sunt constituționale. Nu știu în acest moment dacă și aceste mandate se supun la ceea ce vreau să vă spun și vreau să vă explic. De exemplu, cred că la fiecare nivel de participare, atunci când vorbim de demnități publice, fie că vorbim de consilieri locali, de parlamentari, sau de primar sau președinte de Consiliul Județene, cred că poate candida orice cetățean la din orice postură socială, fie că vorbim de persoană activă sau persoană în pensie. Și atunci, coroborată Constituția cu faptul că ai dreptul să alegi să fii ales și cu faptul că ai dreptul la pensie, aici problema cred că este foarte, foarte clar. Da, domnule ministru, dar dacă vorbim despre cei de la Curtea de Conturi, ASF, BDR, nu sunt oameni aleși în funcții, sunt oameni numiți în funcții. Sunt numiți printr-o decizie a Parlamentului, repet, nu știu exact care este speța, mă voi interesa. Acum nu am aici o decizie clară și nu știu care a fost motivarea. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal, ministrul Muncii Marius Budăi. Mergem acum mai departe.